Această experiență nu este una ușoară pentru o persoană ca mine, care crede în pace și în dialog. Mă simt împăcat cu poziția mea actuală. Sunt momente în care dezbaterile nu mai sunt posibile și acțiunea este imperios necesară. Acesta este unul dintre acele momente. Mă uit la fotografiile care mi-au fost trimise de la lansarea la Gaudeamus a cărții mele și inima mi se umple de bucurie. Văd o lume a frumuseții și a cărților și știu cu siguranță că lumea mea va fi din nou și ea așa cândva. Le mulțumesc tuturor dragilor mei prieteni din România și numeroșilor cititori care mi-au trimis mesaje de încurajare și susținere. România e o a doua casă pentru mine și mă simt mereu apropiat de voi. Cele mai calde mulțumiri și toată admirația pentru Ioana Petridean, aud că traducerea ei e minunată. Țin să mulțumesc în special Denisei Comănescu și redactorilor de la Humanitas Fiction, care cred în mine și îmi fac cunoscută vocea pentru cititorii români. Mi-e dor de voi și sper să ne revedem curând. Cu drag, Ianif. Acestea au fost cuvintele lui Ianif Viscovici pentru dumneavoastră și pentru noi. Și nu știu dacă acolo unde este concentrat în Gaza, el poate să ne urmărească pe Facebook. Eu i-am dat coordonatele. Nimeni nu părăsește Palo Alto, un titlu incitant. Mai degrabă ai spune că e un roman policie, că e un thriller. O să vedem pe parcursul întâlnirii noastre despre ce este vorba. Permiteți-mi ca pentru început să-i dăm cuvântul binecunoscutei jurnaliste Magda Grădinaru, care de curând chiar a făcut un interviu cu Ianif Viscovici. Magda Grădinaru. Bună seara, mulțumesc. Înainte de a spune câte ceva despre carte, dar am vorbit de curând cu Ianif Viscovici de două ori de când a început acest nou război. Pentru că ai citit scrisoarea de la el, fragmentul de la el, aș vrea dar să spun câteva lucruri despre ce a însemnat pentru Ianif acest război. Nu este foarte ușor. Trebuie știu despre el că atunci când a fost în armată, într-o unitate de elită, a fost printre cei trei inițiatori ai unei mișcări care s-a chemat Mișcarea Combatanților, se mai spune Refus Naci, au scris o scrisoare în care au refuzat și au manifestat refuzul de a mai intra tocmai în fâșia Gaza. Aceasta a fost arestat pentru, a urmat un proces public, a urmat o dezbatere în Israel. Acesta a fost momentul fondator căruia i s-a datorat retragerea de atunci din Gaza. Așadar, faptul că el acum este în acest război nu e un lucru ușor și nu i-a fost foarte la îndemână asta, doar pentru a-l situa puțin în actualitate.